Accident înfiorător la ieșirea din satul Cucioaia, raionul Telenești. Două mașini s-au ciocnit frontal într-o curbă marți în jurul orei 14. Momentul impactului a fost surprins de un martor ocular, iar înregistrarea a fost postată pe internet. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Din imagini se observă cum vehiculul ieșit pe contrasens într-o curbă e izbit de un altul. În urma impactului, automobilele au fost grav avariate. Potrivit martorului, în mașina care a provocat accidentul erau 4 persoane, între care o mamă și un copil mic. Oamenii legii susțin că aceștia nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit ofițerului de presă al poliției, Mariana Bețivu, la volanul automobilului care a ieșit la depășire se afla o șoferiță, iar cealaltă mașină circula regulamentar.